Doi pasionați de istorie au găsit peste 1300 de monede din perioada romană cu ajutorul unor detectoare de metale în apropierea unei păduri. Nici mai mult, nici mai puțin de 1313 monede de argint au găsit cei doi români pasionați de istorie cu ajutorul detectoarelor de metale. Aceștia au ieșit la detecție într-o pădure din Gorj. După câteva ore, cu multe sârme și capace de conserve găsite, cei doi au descoperit tezaurul de monede de argint. Aceștia au predat cele 1313 monede, denar român republican, Direcției Județene pentru Cultură Gorj. Monedele cântăresc peste 5 kg. Monedele se află în stare foarte bună, fiind fotografiate față-verso de către specialiști și ambalate în 14 pungi. În total, acestea cântăresc peste 5 kg. Monedele au fost descoperite împreună cu 32 de fragmente ceramice la o adâncime de aproximativ 40 de centimetri. Fiecare pungă a fost numerotată, capsată și ștampilată. Toate cele 14 pungi cântăresc aproximativ 5 kg 123 de grame. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a bunului meu prieten Ovidiu Andreca, după o vreme urâtă și ploioasă, pe data de 18.06.2023, am ieșit la detecție într-o pădure foarte frumoasă din Gorj. După câteva ore de detecție, cu multe sârme și capace de conserve, cu drumuri abrupte și nămoloase, a ieșit soarele și pe strada noastră. Norocul ne-a surâs și am descoperit ulcica cu arginți, un frumos tezaur monetar de 1313 denari români republicani în perfectă stare. Monedele au fost predate conform legii la DGC Gorj, a scris Dumitru Dorel Boghean pe Facebook, relatează DC News.ro.